Pentru familia lui Vladimir, Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule a achitat suma maximă prevăzută în legislație. Milionul de lei a fost luat din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii și asta pentru că taximetristul care l-a accidentat nu deținea o poliță de asigurare RCA. Respectiv, daunile au fost oferite din acel fond, creat special pentru a proteja victimele accidentelor comise de șoferi neasigurați sau de șoferi care rămân neidentificați. Recent, biroul a mai achitat circa 1 milion de lei. Este cazul accidentului cumplice s-a produs în sectorul Buicani, atunci când un Porsche a intrat violent într-un troleibuz, avariindu-l. Ancheta a stabilit că femeia nu era asigurată auto. Sunt două cazuri unde biroul a achitat din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii 1 milion de lei atât pentru vătămări corporale unui minor și avem un caz cu unde s-a atins practic plafonul de 1 milion de lei pentru daune materiale, un caz foarte mediatizat. Șoferița de la unui Porsche când a accidentat un troleibuz și atunci troleibuzul a fost deteriorat în așa fel încât am achitat plafonul maxim pentru că nu deținea un RCA valabil. Cu alte cuvinte, șoferița care se deplasa la volanul Porsche-ului nu deținea o poliță de asigurare RCA. Din cauza impactului devastator, atât ea cât și pasagerul de pe bancheta din față și-au pierdut viața. Au avut de suferit și peste 20 de pasageri care, în momentul loviturii puternice, se aflau în troleibuz. Șoferul troleibusului nu a avut de pătimit. Lovitura a fost lateral, partea spate mai mult, deci pasagerii din spatele troleibusului sunt cei care au suferit. În urma acestui tragic accident și troleibuzul a fost avariat semnificativ. Era nevoie de o sumă mare de bani pentru a acoperi daunele materiale, dar pentru că șoferița nu deținea poliță RCA, respectiv, aceste mijloace nu puteau fi cerute de la vreo companie de asigurări. În asemenea condiții, Fondul de Protecție a Victimelor Străzii, gestionat de Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule, a acordat circa 1 milion de lei pentru reparația troleibuzului, fiind limita de despăgubire prevăzută de legislație. Biroul poate acorda daune în două situații doar, atunci când șoferul vinovat de producerea accidentului nu deține o poliță RCA sau când șoferul nu este identificat. Fondul de Protecție a Victimelor Străzii are două surse de acumulare a mijloacelor bănești. Deci una sau prima sursă este din contribuțiile lunare virate de către asigurători din cuantumul primelor brute subscrise din asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Orice cetățean care procură o poliță RCA contribuie direct la formarea Fondului de Protecție a Victimelor Străzii. Și a doua sursă sunt restabilirea mijloacelor sau recuperarea mijloacelor financiare pe care au fost achitate din fond persoanelor păgubite din cauza persoanelor care sunt vinovate în comiterea accidentelor rutiere și nu dețineau o poliță de RCA valabilă la momentul accidentului. De la an la an, sumele disponibile în acest fond sunt în continuă creștere. La 31 decembrie 2022 avem un fond disponibil de 27 de milioane de lei, acumulat pe parcursul anilor, este un fond în creștere, dar ca să facem o comparare pentru anii 2020, 2021, 2022. Deci dacă în anul 2020 am acumulat venituri de peste 7 milioane de lei, în anul 2021 circa 10 milioane de lei și în anul 2022 12 milioane de lei. Deși fondul a fost creat în 2006, puțină lume știe de existența acestuia și de posibilitatea de a cere bani pentru a-și acoperi daunele suportate de pe urma accidentelor rutiere. De regulă, oamenii află în momentul în care sunt într-un accident rutier, sunt într-o situație nefastă, nepotrivită și constată că persoana vinovată de accident nu deține o asigurare. În momentul comiterii accidentului, persoanele se adresează la organele de poliție. Organele de poliție verifică dacă deține o poliță sau nu, RCA,
și îi se comunică persoanei păgubite care dreptul să depună o cerere la Biroul Național al Asigurătorilor. Totodată și noi facem niște campanii de informare. În 2021 și în 2020 am făcut campanii de informare prin intermediul rețelelor de socializare, unde am comunicat persoanelor că pot să se adreseze la acest fond, temeiurile de adresare la fond. Pe de altă parte, este în creștere și numărul dosarelor plătite. Astfel, dacă în anul 2020 Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule a achitat mijloace financiare în circa 227 de dosare, în următorul an, numărul cazurilor a crescut până la 275. Iar în anul 2022 avem o creștere semnificativă, pentru că am achitat din Fondul de Protecție a Vitelor Străzii 383 de dosare cu un cuantum de despăgubiri de 10 milioane de lei. O daună medie pe care o avem înregistrată la fond ar fi de 27.000 de lei per an, deci dacă luăm anul 2022. 97% din despăgubirile pe care le achităm din Fondul de Protecție a Vitelor Străzii sunt destinate daunelor materiale. Mai mult materiale. Statistica mai arată că în Republica Moldova gradul de cuprindere a asigurărilor auto obligatorii de stat este de doar 65%, fiind unul destul de scăzut. Prin comparație, în țările europene, acest grad este de circa 98%. Dacă nu deține un orice valabil, atunci persoana va fi obligată să restituie toate mijloacele care au fost utilizate din fond și achitate unei persoane păgubite în rezultatul accidentului. Există și vești încurajatoare pentru victimele accidentelor rutiere care sunt comise de șoferi fără un RCA valabil sau care sunt neidentificați. Din luna aprilie, limitele de despăgubire se vor dubla și de la 1 milion de lei, cât este prevăzut de legislație în prezent, se va ajunge la 2 milioane, fie că vorbim de prejudicii pentru distrugerea bunurilor materiale, fie pentru vătămare corporală ori deces.